Am revenit în direct după ce am vorbit de capitală, vorbim și despre marea problemă pe care am avut-o aseară toți cei care avem Facebook, Instagram și WhatsApp. Mi-a zis că nu aveți WhatsApp. Nu, nu am decât Facebook. Decât Facebook, nici Instagram. Păi nu am, asta e noutate, asta e viitorul. Facebook-ul deja e... Da, e depășit. Chiar mă gândesc să renunț, chiar mă gândesc să renunț și să-mi fac un... Cel puțin pentru cei din străinătate, nu mai e. Facebook-ul nu mai e. Știți cum funcționa, nu? Exista un fel de internet și în perioada comunistă, nu? Îl știți pe ăla cu sfoară așa, legai diferite obiecte și lăsai creionul, lăsai cartea, lăsai cana, lăsai... Tot un fel de internet, sigur, așa fizic... Chiar puteai să ții obiectul respectiv în mână. Ce să vă spun despre rețelele de socializare? Adică ați simțit lipsa Facebook-ului de aseară? Da, eu prin natura meseriei trebuie să verific și informațiile eronate. De pe Facebook? Păi nu, că pe Facebook în principiu sunt... Deci tot ce este știre acolo e fake, de fapt. Și ăsta e un lucru care mă ajută să fac diferența între știre și falsele știri. Sigur, da, multă lume, din păcate, nu o face. A devenit cumva o mică dependență, adică nu cred că petrec mai mult de 10 minute pe zi, dar în alea 10 minute, adică e posibil să-l deschizi și de 20 de ori, de 30 de ori. Adică e posibil ca la 2-3 ore să îl deschid, să țin 30 de secunde deschis și după aceea să ies de acolo. Dar WhatsApp-ul, de exemplu, pentru toți cei care lucrează, să zicem, în multinaționale, în diverse... Toți au grupuri, toți au... Da. Adică nu mai e nimeni care să nu trăiască pe WhatsApp. Nu, am avut și eu WhatsApp, dar am renunțat la el în momentul în care la școala fiului meu s-a făcut grupul părinților din clasa fiului meu. Am înțeles. Atunci n-am mai rezistat, încă acolo erau niște chestii care chiar nu puteau fi controlate și cenzurate și am preferat să ies și să nu am de-a face cu inițiativele alea rămase cumva din perioada de tristă amintire, între ghilimele, epoca de aur, nu? Adică să strângem pentru doamna învățătoare, să strângem pentru... Nu cred că se mai strânge. Nu se mai strâng. Eu, e adevărat, am fost activ în perioada în care fiul meu era în ciclu primar elev. Au trecut ceva ani, nu mai este în ciclu primar, e la gimnaziu acum. Nu am ieșit pentru că nu puteam să țin pasul, recunosc. Toată lumea are grupuri de WhatsApp. Da, Eu chiar nu pot să trăiesc într-un grup. Într-un grup virtual. Nu pot să trăiesc. Îmi pare foarte rău. Chiar nu pot. Nu sunt un... Practic așa se face comunicarea. Da. Comunicarea se face. Eu cred totuși în comunicarea clasică. Cred foarte mult în strângerea de mână. Cred foarte mult în dialogul față în față. Cred în privirea... senină sau dimpotrivă fața încuruntată. Pentru cei care trăiesc pe grupurile de WhatsApp a fost nenorocirea seara. Adică... Da, pe mine nu m-a afectat foarte tare. Putem să discutăm într-adevăr despre beneficiile. Recunosc că și eu încercam să trimit niște fotografii fără să... Nu pe un grup, ci pur și simplu unui prieten și nu reușeam și credeam că este o chestie de internet. Putem să discutăm despre, așa, general, la modul general, despre beneficiile acestor rețele sociale și despre lucrurile pe care le distrug. Ele au și o mare parte, pe lângă partea cronofagă, deci pe lângă faptul că îți omoară timpul, efectiv ți-l omoară, adică nu mai face altceva, creează adicție, e reală povestea, deci sunt psihologi în întreaga lume care vorbesc despre un anumit tip de autism, se numește autism soft, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar chiar așa este de specialiști considerat. Deci în momentul în care ai de-a face foarte mult cu tot ce înseamnă mijloace media, da, și mă uit chiar și la fiul meu că stăpânește extraordinar de bine, dar nu e un lucru bun. Cei mici, generația asta... Da, ei sunt născuți cumva, eu l-am ferit cât am putut de telefonul mobil, de tabletă, de calculator, laptop și așa mai departe. Din păcate, nu. Deci, e greu când alți copii... Nu, din păcate, nu se poate. Deci toată generația asta nu cred că este compromisă, dar cred că este afectată. Ăsta e termenul. Este afectată de tehnologie. Și toți își doresc, am văzut, să fie influenceri, să fie... Da, mai puțin la capitolul vloguri, bloguri și alte chestii. Sigur, toți își doresc, adică asta este meseria viitorului. Dacă îi întreb ce vor să fie, toți vor să fie vlogger, toți vor să fie influencer și să trăiască practic din asta. Nu mai vrea nimeni să meargă la serviciu, la birou. Da, chiar și eu aș avea cumva această posibilitate, în anumite zile.
să expediez materiale, adică articole și fotografii, pe un e-mail și de acolo să fie dat jos. Se practică chestia asta în toată lumea, mai ales în lumea civilizată, se practică de ani buni. Da? Totuși sunt adeptul datului jos din pat, spălatului pe față, dușului și, evident, dinții sunt importanți și ei, și îmbrăcatul și mersul până la locul serviciu, cu pricina, da. Da, rezolvăm acolo ce e de rezolvat, am scăpat mai repede, mai rezolvăm și alte probleme, dar simt nevoia asta, adică eu cred că până la urmă povestea asta cu simplificarea, nu? Simplificarea vieții. Cu trăitul numai e de fapt, da, este de fapt o izolare îngrozitoare. Este o dramă pe care omul contemporan o trăiește și nu-și dă seama. Mă uit, circul cu metrou, nici n-aș avea cum să mă duc altfel la serviciu. Și toată lumea este și cu foarte rar vezi un om care citește o carte, un ziar extrem de sau rar. Sau care nu e pe telefon pur și simplu. Da, un ziar fizic. Deci să răsfoiască un ziar, da. Da, este... Nici nu mai devin, sunt foarte multe ziare. E adevărat. Majoritatea s-au mutat în online, este foarte adevărat, dar totuși mi se pare îngrozitor ca toată lumea, da, să aibă telefonul, căști în urechi, da. Și în metrou este o confuzie generală. Adică fiecare e în lumea lui, fiecare e cu problemele lui. Unii uită să se dea jos la stația la care trebuie să coboare. Ca să nu mai vorbim că sunt și drame când... căști în urechi și cu ochii, da, în telefon, da, da, da. Sunt, te împinge sunt. Cineva pe absolut. La metrou sau te calcă tramvaiul. Da, sau... da, da. Au apărut oameni care, mă rog, de rea credință, care au speculat, pentru că acestea sunt niște slăbiciuni ale societății contemporane. Vă propun să vedem materialul sigur. Cu rețelele de socializare care au picat aseară și revenim să vorbim și despre celălalt subiect foarte, foarte important. Toți utilizatorii și-au dat seama miercuri seara că este ceva în neregulă cu rețelele de socializare. Atât Instagram cât și Facebook au avut probleme. Unii spun că și WhatsApp-ul a avut dificultăți. Instagram și-a revenit după ce a fost oprit parțial timp de mai multe ore, au anunțat reprezentanții platformei de socializare pe Twitter. Facebook însă, care deține și Instagram, rămâne inaccesibil pentru mai mulți utilizatori de pe tot globul. Este una dintre cele mai lungi întreruperi cu care s-a confruntat compania în ultima perioadă. Și... ne-am întors, a scris Instagram pe Twitter, împreună cu imaginea GIF a lui Oprah Winfrey, care țipă de emoție. Facebook nu a oferit o actualizare. Utilizatorii Facebook, inclusiv oamenii de marketing, și-au exprimat nemulțumirea pe Twitter cu hashtag FacebookDown. Da. Într-adevăr, tristețe mare, ca să zic așa. Tristețe mare. Făcut? Oamenii au fi vorbit între ei. Nu, eu chiar cred că au apelat la cărți. Eu chiar cred că au apelat la cărți, sincer. Deci era dramatică situația și chiar... Da, și la masă, între prieteni, adică... Da, 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 ești, chiar și la masă, dacă la... erai, puteai să te ridici, să te duci spre bibliotecă, evident, dacă ai bibliotecă, să scoți o carte și să răsfoiești niște pagini. Chiar pentru câteva ore puteai să faci altceva. Ieșeau oamenii la masă și tot așa, fiecare dintre cei de la masă era în propriul telefon, adică da. Dar se punea că au ieșit la masă, au ieșit, da, să vorbească, să discute. Da, cred că aseară, da, s-au mai văzut oamenii face to face, au mai exact. Avut timp să discute, au mai avut timp să deschidă o carte, sigur, să sigur. Facă și alte lucruri, nu știu, importante. Da, tot rău spre bine, cum tot rău spre bine, exact. Da. Să se mai întâmple, da, de ce nu. Vorbim despre faptul că suntem din nou într-un clasament, să zic așa, trist, țara europeană care pierde cel mai mare număr de persoane într-un an. Pleacă foarte mulți români încă în străinătate. Mortalitatea e crescută și natalitatea e încă scăzută. Da, e o problemă a României. N-aș vrea să folosesc niște cuvinte dure, deși pentru statistica asta, care nu ne avantajează deloc ca popor, pot să spun că e bine că suntem încă un popor, că poporul român încă există. Mi-e tare frică că peste 20-30 de ani, și nu vin cu scenarii apocaliptice sau cu teorii ale conspirației, mi-e foarte frică să nu devenim populație. Atunci chiar s-ar putea vorbi despre depopularea României. Până atunci, fluxul emigrației și imigrației sunt cumva normale. Înțelegem exact ce se întâmplă. Românii noștri, după 89, s-au bucurat de cea mai importantă valoare pe care au câștigat-o, libertatea, libertatea de a călători, libertatea de a părăsi țara, libertatea 2007, de, cu atât mai mult, da, de a comunica, de a vorbi, de a exprima sincer ceea ce, mă rog, și-au dorit să exprime până într-un punct, prin 90 și ceva,
pe la jumătatea anilor 90 ne-am dat seama că nu e bine chiar să exprimăm tot ce gândim, dar au fost primii ani, anii 90 la început, când lumea chiar spunea lucrurilor pe nume, le spunea lucrurilor pe nume și chiar și presa s-a simțit atunci. Eu am intrat mai târziu în presă, este adevărat, dar eram conectat și mă bucura foarte tare că pot să găsesc o grămadă de ziare, o grămadă de jurnaliști mari care în perioada aia mi-au captat atenția și sigur vorbim de generația lui Nistorescu, n-aș vrea să-l includ pe maestru Cristoiu, dar și el a fost pentru perioada respectivă reprezentativ. Da, omul care a inventat găina cu privi, așa. Primul fake news. Da, primul tabloid, prima tentativă reușită de tabloidizare a presei românești. Într-adevăr, e mare pentru acest lucru, de ce să nu recunoaștem, e mare și pentru alte lucruri. Din punct de vedere politic nu vreau să discut despre domnia sa, dar era generația lui Horia Alexandrescu, erau jurnaliști mari, importanți, care aveau un cuvânt greu de spus, care au format până la urmă generații de jurnaliști foarte buni, mulți, ne sunt, nu? Și colegi, și prieteni, și așa mai departe. Da, problema este că în anii 90 aveam puterea să plecăm, nu? Cei mai mulți dintre noi... A existat așa un exod cu români care au plecat peste frontiere. E trist că încă, după 30 de ani, încă pleacă foarte mult români. Sigur, contextul sociopolitic din România îi determină... Dacă niște lucruri bune s-ar fi întâmplat în țara asta, poate... Îi determină pe români să plece în continuare chiar și la 3 decenii după evenimentele din 89. Asta chiar e trist. Este o certitudine. Adică atunci era un miraj, înțeleg, după Revoluție și... Dar încă după 30 de ani... Păi, dacă nu mă înșel, cred că sunt vreo 4 milioane de români în afara granițelor țării și asta spune foarte mult la o populație ca României, da. Populație îmbătrânită de aproximativ 19 milioane, 4 milioane dintre români să se afle în afara granițelor țării este de-a dreptul dramatic. Pe de altă parte, spuneam că fenomenul ăsta al emigrației și imigrației sunt cumva normale. Iată ce cred eu că se va întâmpla în 20, maximum 30 de ani. Cred că vor pleca și mai mulți români. Cred acest lucru. Sper să nu se adeverească ce spun. Poate măcar medici nu vor mai pleca. Da, din păcate, intelectualii și mai ales medicii sunt o categorie aparte, care chiar pleacă, indiferent de ce se întâmplă în țară. Indiferent că li s-au făcut niște salarii, este, să zic, pentru decente. Că nu este totul legat de da, bani. Condițiile, nu este. Condițiile din spitale, neputințele de zi cu zi pe care medicii români le au, faptul că sunt foarte mulți care sunt trup și suflet acolo, dar există un sistem care nu le permite să facă ceea ce își propun să facă. Tineri. Celor tineri, da, cei de 40-45 de ani, li se bagă bețe în roate. Asta e expresia românească și asta se întâmplă. Nu poți ca medic tânăr, nu poți să rezolvi o problemă pe cont propriu. Sigur, trebuie să ai tot timpul ok-ul managerului medical sau a managerului de spital sau ok-ul unei foste mari somități, nu? Profesorii din spitale, sigur, care și-au făcut și ei datoria, dar trebuie să-i lase acum și pe cei tineri să-și facă datoria. Și observ faptul că și tineri e dincolo de o modă. Deja foarte mulți tineri și când te uiți la cei din liceele foarte bune mai ales, da, aproape eu chiar... toți îți spun că merg să studiez afară și nu știu zău dacă se mai întorc. Eu chiar în momentul ăsta lucrez pentru un ziar care acordă un credit foarte mare tinerilor. Chiar există o pagină a ziarului în care prezentăm diferite instituții școlare, mă refer la licee, pentru că ăsta e targetul nostru, liceu, facultate. Și merg prin tot felul de licee ale Bucureștiului. Și da, și eu am făcut de-a lungul anilor o emisiune contact, celebră liceenii. Da, și intru în contact cu generația tânără și... eram ceva mai dezamăgit până să-i cunosc atât de bine. Mi-am dat seama că avem... Și aici sunt diferențe. Și aici adică sunt diferențe. Avem creiere extraordinare și licee foarte bune, dar avem un lucru care mă bucură. Încep să revină chiar și pe lângă licee școlile
profesionale și școlile post-liceale. Și asta e un semn de revitalizare. Pentru că, pentru că nu avem muncitori constructori. Da, oamenii își dau seama, oamenii își dau seama că nu pot toți, că nu pot toți, nu pot toți face un liceu de mate, info, și o facultate, dacă o fac, practic, și nu pot toți fi IT, da, sau corporatiști. Nu poate fi toată lumea. Avem nevoie, avem nevoie și de mecanici auto. Avem nevoie și de agricultori, constructor, cum ziceam. De șofer de tractor este absolut, atât de căutată. Absolut, chiar e un subiect, nu? Un subiect al zilelor noastre, de chiar acum 2-3 zile am văzut că se școlesc pe niște tractoare din anii 60, iar la locul de muncă li se dau niște tractoare de ultimă generație pe care nu au cum să le conducă, pentru că nu au în liceu posibilitatea să învețe pe așa ceva. Așa este. Vă propun să vedem un material făcut de colegii de la știri exact pe subiectul acesta și revenim cu discuțiile. Situație îngrijorătoare pentru România. Suntem țara europeană care pierde cel mai mare număr de persoane într-un an, din diferite cauze. 3,6 milioane. Acesta este numărul de persoane pe care România l-a pierdut din anul 1990 și până în prezent. Un milion din cauza sporului natural negativ, iar 2,6 milioane din cauza numărului de oameni care a emigrat către alte state. Așadar, România pierde anual populația care a locuit într-un oraș de mărimea Piteștiului. Mai mult decât atât, aproximativ 2 milioane de persoane active nu se regăsesc nici pe piața muncii, nici în sistemul educațional. Cu alte cuvinte, acestea nu merg la facultate sau la școală și nici nu muncesc. În aceste condiții, România se confruntă cu o criză de forță de muncă. Tot mai mulți angajatori sunt nevoiți să-și închidă afacerile din lipsă de personal. Românii însă sunt de altă părere. Pleacă din lipsă de locuri de muncă, de modul de apreciere al lor. Este foarte greu de găsit un loc de muncă după o anumită vârstă, indiferent de specialitate și calificare. Românii fac sacrificii pentru a câștiga o sumă de bani, nu mai ușor decât în România, mai greu, dar sunt obligați să facă sacrificiul ăsta pentru că în țară nu găsesc nimic. Pot să spun de ce a plecat soțul meu acum târziu, la aproape 60 de ani. Pentru că nu putea să-și rezolve aici problemele care apăreau zilnic în ce făcea el la serviciu. Și pur și simplu trebuie să retragă. Fiecare vreau o trai mai bun. Și eu aș pleca, n-am familie, n-am copii, n-am de ce să stau aici. Plătesc taxi și impozite pe duce. Acum, pe bune, să mă ierte Dumnezeu. Românii care aleg să plece din țară s-ar întoarce în orice moment dacă situația politică de la noi s-ar îmbunătăți, susțin specialiștii. Sunt foarte triști de tot ceea ce se întâmplă în România și, din păcate, nu avem alternativă, nu avem cu cine să votăm. Cred că, în acest moment, prezența unui partid naționalist pe piața politică din România este extrem de binevenită, pentru că, din ceea ce știu, oamenii au plecat, au fost nemulțumiți, dar s-au trezit naționaliști peste noapte, gândindu-se că își doresc să se întoarcă, pentru că iubesc România așa cum este ea. Suntem mai puțin și din cauza sporului natural scăzut. Conform studiilor recente, româncele nu își doresc să devină mame înainte de vârsta de 27-28 de ani, când au deja studiile finalizate și o carieră conturată. Astfel, școlile, în special cele de la sate, rămân fără elevi și sfârșesc prin a fi închise. Da. Nu știu dacă România va fi depopulată. Deci probabil că mulți dintre concetățenii noștri români, la asta cred că se refereau și cei care au făcut materialul, vor pleca. Dar tendința masivă este de repopulare și bine știm, după primăvara arabă, că din Africa, și nu o spun ca rasist, nici n-aș avea voie să spun așa ceva, chiar dacă aș crede, dar este tendința globală ca populațiile care au avut de suferit, da? Asia, Africa, Asia, da? Păi să ajungă pe teritoriul Europei și să populeze. Deci, până la urmă, România nu va rămâne. Angajatorii români au început România nu va fi depopulată. România nu va mai avea români ca altă dată, ca să vorbim în rime. Da. Păi aducem deja muncitori în construcții. Și sunt foarte buni. Cei din Asia sunt chiar foarte buni. Da, asiaticii sunt chiar foarte buni. Necesitățile lor sunt minime. Și capacitatea lor de muncă este foarte mare. Au plecat în străinătate, deci nici nu avem, prea avem alte soluții. Capacitatea lor este foarte mare și se pliază extraordinar de bine în orice domeniu.
Și pentru ei salariul pe care îl oferă România e un salariu foarte bun. Și încearcă să-și aducă și familiile, asta este interesant, da. Da. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, am ajuns la final. Mulțumesc și celor de acasă care s-au uitat la noi și ne revedem săptămâna viitoare. La revedere! La revedere!